seara a început cu parada costumelor tradiționale, îmbrăcămintea reprezentativă a poporului român. În fața invitaților pe muzică populară românească, fiecare elev a defilat și și-a prezentat costumul îmbrăcat moștenit de la bunici. Acest costum este format din ie, opreg, poale și năframă de borangiu. Costumul meu este format dintr-o ie clasică de la țară, o vestă, iar acești pantaloni sunt făcuți 100% din lână, tricotați de mână. Pentru ca tabloul unei seri autentice românești să fie complet, din peisaj nu a lipsit nici șezătoarea, obicei vechi care se întâmpla la sate. Să prezint o poezie numită Lauri Linde de George Roșbut, la șezătoare, care este un prilej de bucurie pentru săteni, fiindcă aceștia se întâlneau acolo pentru a mai vorbi și a mai discuta subiecte noi. Nu au lipsit nici bucatele tradiționale românești. De la felul întâi până la desert, elevii împreună cu părinții au pregătit câte ceva, totul pentru ca seara românească să fie completă. Am organizat o seară românească, am vrut să ne aducem aminte de tradițiile noastre populare, am vrut să umblăm la lada de zestre a bunicii și să scoatem de acolo comorile, să le ștergem ușor de praf și să înțelegem ce reprezintă ele, să vedem culoare, să vedem imaginație. Am văzut un spectacol de promovare a tradițiilor românești care ne întoarce cu fața către ceea ce are bun acest popor, înțelepciune și o tradiție bogată pe care trebuie să o respectăm și pe care trebuie să o promovăm. Felicit din suflet pe colegii mei de la școala 2 și le mulțumesc și sunt onorată că astă seară am fost la acest minunat spectacol alături de ei. Cadrele didactice și-au propus ca prin aceste obiceiuri românești elevii să cunoască mai multe despre ceea ce înseamnă poporul român în originile sale, obiceiurile strămoșești care de-a lungul timpului aproape că s-au pierdut.